Salutare din nou! Vă voi prezenta schițele generatorului din videoul trecut, cum a fost așezate, cum a fost asamblat și efectul unei supape de sens. Aceasta este schița, are lățimea de 120 de mm, este puțin mai mare decât alte generatoare ale mele, este 120x150 mm. În partea de jos am făcut 3 găuri pentru circulația apei. Eu le-am împărțit în mod egal, nu este neapărat nevoie, le puneți cum vreți. Este de 10 mm, diametrul de 10 mm. În partea de sus, la fel, am pus 3 găuri, tot de fi 10, diametrul de 10 mm. În partea stângă am pus o gaură de 4,5 mm pentru contact, acolo voi lega contactul cu un șurubel. În partea dreaptă avem o tăietură pentru a se suprapune plăcile una peste alta, să nu se atingă, să nu facă contact între ele când se suprapun. Grosimea plăcii este de 1 mm. Este format din 17 plăci, material 316 lei inox și cam asta este schița. Pentru cine dorește să facă un generator la fel ca al meu, poate să o ia de aici. Acesta este generatorul, cum l-ați văzut și în video celălalt. Am pus ceva cam multe șuruburi, dar nu contează, este mai bine. Cum am zis, este din 17 plăci. Format din 3 plus, 3 contacte plus și 2 contacte minus și între ele câte 3 neutre. Furtunele din partea de jos le voi schimba, voi pune puțin mai gros pentru o mai bună circulație a apei, o răcire mai bună și cam ăsta este generatorul meu. Sunt mulțumit, este o producție foarte bună de hidrogen. Este unul dintre cele mai mari generatoare ale mele. Haideți să facem câteva mici teste. L-am legat la 12V, la o baterie de mașină auto. Amperii am măsurat când i-am dat drumul, dar acum nu am la mine aparatul de măsurat. Consumă cam 12-15 amperi în funcție de cât electrolit punem. Cum am mai zis, voi înlocui acest furtun pentru a nu mai rămâne bloc aer în partea de sus a generatorului pentru o mai bună circulație a apei. Cam asta este. Haideți să-i dăm puțin drumul, să-i dăm foc, să vedem cum arde, să vedem efectul supapei de sens. O să vă arăt acum ce se întâmplă când se întoarce focul înapoi, dacă n-ar fi fost supapa. Aceasta este flacăra produsă de generatorul meu. Nu vă recomand să faceți asta dacă nu aveți o supapă de sens. Este foarte periculos. Să mai vedem o dată efectul. Este o supapă de sens. Se folosește la acetilenă și propan. Merge și la hidrogen și cam astea au fost jucăriile mele despre care am vrut să vorbesc în acest video. Vă mulțumesc pentru vizionare!